Arrivo ad un messaggio di solidarietà della collegi nostra di Hunedoara, care sunt alături de voi. Unitate! 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 Să-l salutăm și pe domnul președinte ca să știe că chiar dacă are guvernul lui, parlamentul lui și noi avem țara noastră. Bună ziua, domnule președinte! Spunem că noi v-am ales pe toți acolo, pe dumneavoastră, pe parlamentari, pe cei care astăzi guvernează țara. Din păcate o guvernează prost și împotriva interesului național. Hoții! 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 Să nu uitați că românii vă plătesc și o să o facă până într-o zi. Când o să vină peste noi, ca și în decembrie 89, nouă nu ne este frică, am plecat din Baia Mare, în caravana dreptății sociale, am venit până în București, alături de colegii din Baia Mare, din Satu Mare, din Sălaj, din Târgu Mureș, din Brașov, din Prahova, Hunedoara, Gorj, Caraseverin, Mehedinți. Și dacă am uitat pe cineva, să mă ierte. Alături de polițiști, alături de asistenți sociali, alături de energeticieni. Pentru că pe parcursul caravanei s-a vorbit despre problemele din sănătate, din învățământ, din poliție. Vreau să vă spun și eu câteva cuvinte despre problemele din energie. Am ajuns să stingem lumina în 6 județe din România. Pe 8 ianuarie, sistemul energetic a cunoscut cea mai neagră zi din istoria lui. Din 1977 până în 2021 nu a mai avut nicio pană generală de curent. Sunteți la al doilea mandat, domnule președinte, și n-ați făcut decât să transformați România dintr-un exportator net de energie electrică într-un importator. Ați transformat România într-o piață de desfacere pentru orice produs din Uniunea Europeană. Am ajuns până acolo când această nenorocită de pandemie ne-a prins efectiv fără măști, fără produse sanitare, fără combinezoane pentru asistenții medicali, pentru doctori, pe care a trebuit să-i felicităm pentru că ei au ținut până la urmă această pandemie departe de noi, cei care ne aflăm aici. Vom merge, domnule președinte, mai departe, o să vă colindăm, chiar dacă nu este Crăciunul, și o să mergem și pe la partidele care vă susțin. Partidele care astăzi guvernează această țară, sau mai bine zis, partidele care astăzi îngroapă România. Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! Rușine! 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 Rușine să vă fie! Nu încercați, domnule președinte, să vă folosiți de această pandemie. Nu încercați să ne spuneți că nu avem voie să protestăm. Ați transformat România într-o țară de sclavi moderni. Salariul minim pe economie este un bacșiș generos într-o altă țară europeană. Am ajuns să ne umilim în propria țară pentru că așa vreți dumneavoastră, împreună cu târla care vă ține acolo la putere și care astăzi are majoritate guvernamentală. Rușine! Rușine!
Rușine să vă fie! Rușine! Rușine! Rușine să vă fie!